Binecuvântat și slăvit să fie Domnul! Am ajuns la cea de-a șaptea lecție din tematica cunoașterea lui Dumnezeu, intitulată Efectele cunoașterii Dumnezeu. După ce am aflat cum este Dumnezeu, cât de bun, cum spune psalmistul, câtă dragoste, câtă capacitate mântuitoare are în El, după cum și numele Lui exprimă aceasta, ce efect ar trebui să provoace în ființa umană cunoașterea Lui Dumnezeu? Poate cineva să-L vadă pe Dumnezeu, să-i fie descoperită ființa supremă și să treacă liniștit mai departe și când își amintește doar să spună la cineva, să nu uit, am văzut pe Dumnezeu. Potrivit Scripturilor, dezvăluirea ființei lui Dumnezeu, a sfințeniei lui, a măreției lui, face mult mai reală o introspecție umană și a ne descoperi ceea ce suntem noi și raportul dintre om și divinitate. Iată ce reacție a avut profetul Isaia în fața imaginii lui Dumnezeu. Citesc din cartea sa, capitolul 6. Aici este scris de la versetul 1 că a văzut ființa divină, a văzut ființele cerești care se constituiau într-o aură de slavă și înălțau numele lui Dumnezeu. Și apoi scrie aici de la versetul 5, atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut. Că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Vederea sfințeniei lui Dumnezeu conștientizează din oficiu observarea păcătoșenii omului. Numai că cu o promptitudine absolută, unul din ființele acelea a sărit în ajutorul profetului, în speța omului, făcând ceva cu autorizarea lui Dumnezeu, sfințindu-i buzele și dându-i dreptul să slujească lui Dumnezeu. Pentru că vederea lui Dumnezeu nu ne face doar conștienți de păcatul nostru, ci de mântuirea pregătită de Dumnezeu pentru păcătos. Dar mântuirea are procedeul ei de obținere, tocmai datorită acestor efecte stârnite, provocate de cunoașterea divină. Sunt stări care se declanșează imediat, ca și când vezi ceva ciudat, puțin spus, șocant, după cum omul se sperie sau se bucură. Starea care rezultă la vederea ființei lui Dumnezeu, a voii sale, a cunoașterii lui Dumnezeu, este una care îl determină să se închine în fața lui Dumnezeu, să-L recunoască, să se pocăiască. Dar totodată are efecte de durată, nu doar de moment, pentru că asta n-ar ajuta la mare lucru. E drept că toți oamenii au o idee despre Dumnezeu, orice trib, de orice parte a globului are o noțiune despre divinitate. Dar când se ia contact cu adevăratul Dumnezeu, așa cum se trudea profetul Ilie să explice evreilor în starea lor de abatere spirituală, dacă Domnul este Dumnezeu, atunci trebuie să conștientizăm și să procedăm ca atare, iar dacă este Baal, de asemenea, în consecință. Amintiți-vă de dreptul Iov, care a trecut prin acele stări grele, dar nu știa de decizia lui Dumnezeu din cer, de discuția care avusese loc pe seama lui. Însă în finalul dialogurilor sale cu prietenii săi, a intervenției lui Elihu, se descopere Dumnezeu, dă niște explicații, îl ia pe Iov la întrebări. Și Iov ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu mai îndeaproape. Ce reacție a avut Iov? Iată ce scrie în cartea sa la capitolul 42, la finalul acestei experiențe dureroase. Și de la versetul 1. Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul. Un om care exprimă
omnipotența divină din practica vieții lui. Și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Iată cum suveranitatea lui Dumnezeu pentru Iov devine o realitate crudă, dar de care nu mai trebuia să-l convingă nimeni. Pentru el era clar. Dar iată acum efectul. Versetul 2. Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Pentru că am insistat și eu pe parcursul acestor lecții să lăsăm loc unei dimensiuni pe care nu putem să o pătrundem. Nu putem noi să-L măsurăm îndeajuns pe Dumnezeu, suficient de îndeaproape ca să spunem, da, atât este Dumnezeu și numai atât. Și scrie aici de la versetul 5, ca o reacție despre care vom vorbi în această seară, în prima parte, urechea mea auzi vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenuș. Un efect dorit, chiar scontat de Dumnezeu un om, atunci când îi se descoperă, este pocăința și credința, care sunt legate împreună. Nu se poate ca un om să-L afle pe Dumnezeu și să n-aibă un gând de pocăință. Și de asemenea, nu se poate ca cineva să se pocăiască cu adevărat fără să fie conștient de realitatea divină. Există efecte spontane. De exemplu, vine un om la evanghelizare. Are un vis. O vedenie ca Iacov cu scara cerului. Și pe moment ia o poziție față de acest Dumnezeu. Este o lucrare pe care Dumnezeu o pornește în om, o declanșează. Dar apoi există și efecte de atitudine responsabilă. Dumnezeu nu mă va conduce pe mine la pocăință din șoc în șoc și să sufle cu foc și cu pucioasă, ori încotro aș lua eu să mă abat, să mă direcționez pe ușa raiului. Dumnezeu mă lasă în conștiință, cum spuneam că meditația, studierea sunt metode în cunoașterea lui Dumnezeu. Dar toate acestea trebuie să ducă la pocăință și dacă nu duc la pocăință, înseamnă că nu și-au atins scopul și cunoașterea mea de Dumnezeu nu este una pozitivă. Iată câteva imagini care redau starea de păcat și arată posibilității de mântuire a omului și de care au fost conștienți unii oameni. Luca, capitolul 5, ne prezintă o situație în care Domnul era împreună cu ucenicii săi, a predicat. Ei înțeleseseră deja unele adevăruri, acum erau spuse în prim plan pentru alții, dar tot în orele acelea, ei au încercat să pescuiască, însă fără rezultat bun. Și Domnul i-a spus lui Petru să arunce mreaja potrivit cu porunca sa. Petru explică că nu are sens, dar dacă Dumnezeu poruncește, El o face, dacă Domnul Iisus. Când a aruncat-o, cum știți, n-a putut să o tragă înapoi de mulțimea peștilor. Dar iată reacția, versetul 8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ce aveau peștii cu declarația asta? El dintr-o dată și-a dat seama de puterea lui Dumnezeu, de ființa care stă în fața lui. Și-a trecut dincolo de dimensiunea economică a minunii să spună, Doamne, ce afacere! De exemplu, se întâmplă un accident și ca printr-o minune mașina nu se strică, tu scapi, ce zici? Și am plonjat, ce se pricepe Dumnezeu să ajute cu îngerii săi la știu eu ce acrobații? Sau vei spune cât de atent este Dumnezeu ca să-mi dovedească ceva și vreau să trec dincolo de aceste scene fizice și să văd dimensiunea spirituală. Și dimensiunea spirituală este aceasta care izbește mai întâi un Dumnezeu sfânt și un om păcătos. Un Dumnezeu sfânt pe care îl ascultă natura și viețuitoarele și un om care inclusiv el se abate
Și nu mai poate avea pretenția ca celelalte ființe sau natura să funcționeze într-un mod corect, natural, rânduit de Dumnezeu. Iată o altă imagine din Luca 19. Aceasta pare mai naturală, dar efectul de interior este la fel de puternic. Domnul intră în casa lui Zacheu. Oare de ce a fost șocat el atât de mult? De gestul Domnului de a-l sesiza, de a intra în casa lui? Dar ascultați reacția. Capitolul 19, versetul 8. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. El se gândea la păcatul lui: am greșit. Vedeți? Oamenii care stau față în față cu Dumnezeu își văd păcatul și doresc să scape de el, ar vrea să se pocăiască. Și Domnul a spus în acele momente: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Iată un caz general, Fapte capitolul 2. În ziua rusalilor, Dumnezeu a lucrat trimițând puterea și darurile sale. Petru s-a ridicat, a predicat Evanghelia și scrie în 2:37, după ce a auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Acesta este gestul natural al omului în fața lui Dumnezeu. Este șocat văzându-și păcatele. Și Petru le-a spus: pocăiți-vă. Atitudinea voastră reclamă pocăință și e bine că este așa. Doamne, atinge inima tuturora. Uneori chiar când aducem prieteni la adunare sau poate copiii noștri care sunt deja mari și se predică cuvântul sau sunt diferite lucrări dumnezeiești, asta ne-am așteptat să vedem. Sunt șocați? Văd lumina aceea care le arată noaptea lor și ziua de har și de mântuirea lui Dumnezeu. Această stare trebuie să provoace efecte la nivelul minții. Și de aici începe pocăința. Omul dintr-o dată va gândi altfel și va da seama: nu-i bine ce am făcut. Dumnezeu este altfel, eu nu l-am cunoscut, am fost rău, am fost vinovat. Este scris în Romani capitolul 12, exact cu referire la cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că în Romani până la capitolul 11, inclusiv, vorbind despre evrei sau despre neamuri, este arătată mântuirea lui Dumnezeu, ce a făcut el. Și a afla aceste lucruri înseamnă îl cunoaște pe Dumnezeu. Și acum zice apostolul de la versetul 1, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, adică după ce vedeți felul în care s-a îndurat de oameni, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Deci când constați că el și-a dus fiul său ca jertfă, îți vine și ție să zici: Doamne, îmi pun și eu trupul meu ca jertfă. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți spre înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci iată efectul din minte. Adică Dumnezeu, printr-un cuvânt, printr-o stare supranaturală, îți deschide ochii și îți dai seama că e ceva, ca și în cazul lui Moise cu rugul. Aici se ascunde ceva, te întorci înapoi și când Dumnezeu vede că ești interesat, ți se descoperă. Asta înseamnă să te prefaci prin înnoirea minții, să poți deosebi clar. Și unii se rezumă la acest șoc. Sunt ca cei din sămânța căzută pe stâncă. Dintr-o dată, bucurie, euforie, dar ei nu se aprofundează să lămurească bine. Ce vrea să zică Dumnezeu? Ce spune Scriptura? Entuziasmul unor astfel de oameni nu aduce decât o bucurie de scurtă durată. Dacă nu se lasă pătrunși de cuvintele sfinte, dacă nu studiază îndeaproape ca să rămână un efect pentru totdeauna. Dumnezeu poate recurge în a-i aduce pe oameni la pocăință nu doar să facă niște lucrări care sunt minuni, poate să-i treacă și prin greutăți, să aducă necazuri peste ei. Vă dau un caz din cartea a doua a Cronicilor, capitolul 33, unde este scris despre regele
iudeu Manase, care a fost crescut într-o casă cu un tată evlavios. Dar s-a înstrăinat de Dumnezeu, a ajuns pe tron și a permis toate stricăciunile, imoralitățile și idolatria a adus-o la culme. Și Dumnezeu scrie aici, de la versetul 11, că a îngăduit necaz peste el, a fost luat prizonier, a fost dus în lanțuri, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon și a ajuns în celulă. Și nu erau condiții să fac reclamații cei de la drepturile omului. Cine putea să-i comenteze lui Nebucadnețar că nu sunt bune condițiile de detenție? Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, ce înseamnă asta? Că Manase a făgăduit ceva de genul: Doamne, dacă mă scap de aici, mă pocăiesc. Nu, asta spune orice om. Nu învață nimeni pe copiii mici să spună la părinți: iartă-mă numai data asta că mă fac cu minte. Așa spun și oamenii mari când sunt la greu. Lăsându-se înduplecat, deci el s-a angajat să facă ceva, a fost conștient de puterea lui Dumnezeu. L-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui, și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Probabil condamnarea ar fi fost pe viață și a dat seama că numai Dumnezeu l-a scăpat prin faptul că i-a fost redat tronul, ceea ce a cerut Dumnezeu a îndeplinit. Și apoi este scris aici că acest împărat a făcut niște modificări. Versetul 15, a înlăturat din casa Domnului Dumnezeii străinii, de la Astarteia, de rămat toate altarele, a așezat din nou altarul Domnului. Versetul 19, rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiurile lui, locurile unde a zidit înălțim și a făcut rele înainte de a se smeri, sunt scrise. Și Dumnezeu l-a urmărit în toate acestea. Așadar, atunci când Dumnezeu cercetează oamenii, efectul este pocăința. Dar dacă este o pocăință conștientă, ea rămâne. Dacă nu, este doar un șoc. Aici este datoria noastră. Odată ce Dumnezeu ni s-a luminat, să ne așteptăm să ne lovească a doua oară, să ne fie destul. Și noi să ne gândim la ceea ce l-a făcut și să încercăm să aprofundăm cunoașterea divină. Să-L cunoaștem mai îndeaproape pe Dumnezeu, pentru că sunt atâția care au pretenția, a venit și el la biserică de câteva ori, a citit, hai să admit odată Biblia, și acum pretinde că el știe. Stai! Că Dumnezeu nu poate fi perceput atât de simplu. Propune-ți să aprofundezi această cunoaștere ca să te ajute la pocăință. Pentru că aprofundarea ne va aduce maturitate spirituală. Prin cunoaștere a luat ființă omul nostru dinăuntru, dar tot prin cunoaștere va crește. Un exemplu. Când copilul se naște, cunoaște și el care mamă, care tată. Și fără ei nu putea să vină în lume. Dar e un bebelaș, needucat, care trebuie să crească, să se cultive. Dacă se va raporta la părinți, va dobândi această cunoaștere. Dacă nu, va rămâne retardat. Așa este omul care vine la Dumnezeu. Nu-i suficientă cunoașterea aceea inițială și cu care unii se laudă într-un mod special, cum i s-a descoperit lui Dumnezeu. L-am văzut pe Domnul. Bun, l-ai văzut. Și de atunci încoace continui să te uiți la El? Sau te mulțumești cu ce ai văzut atunci? Cu felul în care ți s-a descoperit odată, fără să aprofundezi, nu vei crește. Sau dau un alt exemplu. Cineva te ia, te pune la volan, ți explică puțin, te inițiază și conduci și tu 10 km. Și apoi, fără să vrei să te mai înveți, fără să înveți legea circulației și alte
norme, știu eu, mecanice, administrative, alte reguli, te lași și spui că ești un bun șofer, nu? Tu te și învață și cu adevărat vei ajunge, vei dobândi acest titlu. Iată ce spune Apostolul Petru în privința aprofundării în cunoaștere. Dar dumneavoastră sunteți la studiu și chiar de asta ați venit împreună cu mine ca să cunoaștem. 2 Petru, capitolul 1, citesc de la versetul 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui puter ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care ne-a dat făgăduințe lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce a fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, iată pe ce cade accentul, dați-i și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștință, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Atunci se poate cineva lăuda că își cunoaște când poate să iubească pe toți. Mă, asta nu e chiar așa ușor, așa-i? Dumnezeu este dragoste, e un atribut care ne l-a poruncit și nouă. Dar până să ajungem acolo, ne trebuie multă studiere a lui Dumnezeu. Poate uneori trebuie să-L întrebăm și dimineața și seara, Doamne, mai poți să le dai soare și la oamenii ăștia astăzi? Că dacă aș fi eu la centrala aceea, aș face mai multe eclipse decât sunt prevăzute de astronomi. Dacă ar fi după mine, Doamne, ei, cum le-aș dea invers apa cu soarele? Dar de ce Dumnezeu are dat dragoste? Cum a ajuns să-L cunoști? Stând aproape de El, aprofundând relația cu El, trudindu-te să-L înțelegi, de ce lucrează așa? Asta te va duce la maturitate spirituală. Ascultă ce spune și Pavel la rândul lui în Filipeni, capitolul 3. Și când mă gândesc la el, n-a fost un om de lume stricat, a fost un om cu o morală ridicată, un fariseu care se lupta să îndeplinească niște reguli complicate, dificile. Scrie aici în Filipeni 3, de la versetul 8, vorbind despre lucrurile care le-a pierdut, a renunțat la ele. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus. Asta e un scop în viață, dragii mei, să-L cunoști pe Domnul Iisus și felul Lui de a fi și să devii ca El. La urma urmei, orice profesie avea pe pământ nu-i definitorie pentru veșnicie, nu asta te califică. Poți să ajungi un medic de excepție, să iei premiul Nobel, să-ți aparțină ca om de știință, descoperiri, invenții. Dar dacă n-ai dobândit calități dumnezeiești, pentru tine pământul n-a fost o vreme și o zonă de formare. De ce apostolul spunea, renunț la toate aspectele care puteau să-mi dea sens în viață și vreau să mă apropii de Dumnezeu să-L cunosc. Ascultați-mă în ceea ce vă citesc mai departe. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, adică un fel a meu de a fi care mie să-mi pară că este ok, că sunt în regulă și să dobândesc felul Lui de a fi. Și aceea neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Și spune El, eu n-am ajuns încă de săvârșit, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, îmi fixez ca obiectiv să fiu ca El, pentru că vreau să fiu cu El și ca El, nu doar în ceea ce este, ci cu El în veșnicie. Și de El un sfat în versetul 15, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți, care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Imaginați-vă că în biserica noastră ar fi Domnul Iisus păstor și ar propune să facem o lucrare. Oare câți l-am înțeles și am spune, Doamne, e bună ideea Ta. Amintiți-vă că în vremea când Domnul lua pe pământ, venea ucenici și spunea, Doamne, nu așa, de ce? Fiindcă nu cunoșteau cum este bine.
Când a vrut să mulțească pâine, l-a încercat pe Andrei și pe Filip. Și de-abia după aceea și-au dat seama, altădată le-a spus să se ferească de alatul fariseilor. Ei n-au înțeles pe ce vorbește. Și de-abia cu greu, până la urmă au zis ei, scrie în Evanghelia după Ioan, aha, acum nu ne mai vorbește în pilde, acum pricepem și noi. Dacă ne vom lupta să trăim aproape de Domnul, asta ne va aduce nu doar să trăim în neprihănire și în ascultare de Dumnezeu, dar, repet, ne va maturiza spiritual. Vom ajunge și noi să fim ca El, să gândim ca El. Asta înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu în mod practic. Iată un exemplu din Ieremia 22. Aici sunt prezentați doi împărați, tată și fiu. Unul care cunoștea pe Domnul și celălalt nu-L cunoștea. Ieremia 22, de la versetul 11. Asta se vede în practică. În asta se rezumă pocăința cunoașterii lui Dumnezeu. Căci așa vorbește Domnul despre Șalum, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul tatălui său Iosia și care a ieșit din locul acesta, nu se va mai întoarce în el, drept pedeapsă. Vai de el, pentru că gândurile lui sunt, cum scrie de la versetul 13, își zidește casa cu nedreptate, o dăile cu nelejuire, pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata, îmi voi zidi o casă mare, o dăi încăpătoare, voi face ferestre multe, o căptușește cu cedru, o vopsește cu roșu. Împărat ești tu oare de te întreci în cedri? Și acum pune o întrebare. Nu mânca tatăl tău și nu bea și el? Nu era pusnic tatăl său, era împărat și în casa împăraților spețele erau la ordinea zilei. Și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit. Judeca pricina săracului, acelui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice Domnul? Dar tu n-ai decât ochi și inimă ca să dai la lăcomie, să verzi sânge nevinovat, să întrebuințezi asuprire și sâlnicie. De aceea, într-un cuvânt spus, va fi vai de tine. Deci ia ca exemplu acești doi împărați. Mâncau și unul și altul, beau și făceau casă, numai că unul în afacerile lui privea cu dreptate, dădea plata lucrătorului zilei la sfințitul soarelui, cum prevedea legea, îi echivala munca în bani să-l plătească, pe când celălalt avea doar gând să înșele, să fie nedrept. Un astfel de om nu era conștient de Dumnezeu. Pe bună dreptate, când facem greșeli de genul acesta în pocăință, de exemplu o ceartă și vine cineva și imediat, gata, cobor tonul, închei discuția urmând a fi reluată după pauză. Un astfel de om trăiește conștient de prezența lui Dumnezeu? Nici vorbă. Deci, a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă, în practică, a trăi pocăința, a trăi în mod curat și într-o atitudine de respect față de El. Pentru că-L cunoaștem, cum este El, ce vrea El. Iată ce scrie în 1 Ioan capitolul 3. Citesc de la versetul 6. Oricine rămâne în El, adică într-o relație cu El, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Sunt chiar printre noi oameni de o calitate și de o finețe deosebită, care atunci când ești cu El, nu-ți vine să strigi. Pentru că l-ai jigni, îți este greu să arunci o privire nepotrivită față de El. Ioan asta scoate în evidență, a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a trăi ca atare. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavol. Căci diavolul păcătuiește de la început, Fiul Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrurile diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui. Ce înseamnă că sămânța lui rămâne în el? Ideile acelea despre Dumnezeu rămân în tine și te gândești la ele. Conștiența de Dumnezeu, vedenia ce ai avut-o sau predica ce ai auzit-o, rămâne în mintea ta și te reține. Iar versetul 10 este foarte concret. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește
pe fratele său. Doamne, dă-ne harul iubirii. Asta ca un răspuns al cunoașterii tale. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu și nu-l ascultă, intră într-o stare foarte agravantă. Aici este, aș spune, neascultarea și împotrivirea cele mai mari păcate care poate să le comită un pocăit. După ce îl cunoaște pe Dumnezeu, să arunce înapoi a lui cuvintele sfinte, să nu-l bage în seamă, să ne socotească adevărurile sfinte. De aceea spunea Dumnezeu lui Saul prin profetul Samuel, în 1 Samuel 15, versetele 22 și 23, punând o întrebare și apoi dând un răspuns. Samuel a zis, îi plac Domnului mai ardu de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului se o face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat și ca pocăit, aș putea continua spunând fără să greșesc. Așadar, dragii mei, să nu ne așteptăm să se pocăiască cine n-a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar cine a ajuns să-L cunoască, să nu facă marea greșeală să nu-L asculte. Nu cumva teama aceea de Dumnezeu să ne dispară din minte, cunoașterea sfântă să ne părăsească. De aceea spunea Dumnezeu evreilor, după ce le-a vorbit cu atâta autoritate și spaimă de pe muntele Sinai, să păstreze imaginea aceea în minte, că îi favorizează la pocăință. De aceea spunea Domnul ucenicilor și apostolilor învățătura lor, să nu uitați de momentele de întâlnire cu Domnul. Dar ca să nu uităm, trebuie să continuăm trăirea noastră cu El, părtășia cu El, să ținem aproape de El, ca pocăința să fie definitivă în viața noastră. Amin. Un alt efect al cunoașterii lui Dumnezeu și a spune cel mai binecuvântat este legat de primul și de altfel îl desăvârșește. Este dragostea și comuniunea sfântă. Cine îl vede pe Dumnezeu se îndrăgostește de El. Și de altfel, dacă nu ți se drag Dumnezeu, nici nu rămâi în părtășie cu El. În Dumnezeu nu este nimic care să nu fie demn de iubit. Dumnezeu posede toate valorile pe baza cărora omul este atras. E scris în Psalmul 45, tu ești cel mai frumos dintre oameni. În imaginea omului lumesc, Domnul Iisus Hristos este cel din Isaia 53. N-are nimic care să-ți placă. Pocăința și lucrurile sfinte sunt privite cu dezgust, dar când ți se descoperă Dumnezeu în adevărata Lui identitate, îți este drag, ajungi să-L iubești. Pentru că gestul crucii, aici este nimbul iubirii, care a fost o curiozitate pentru îngeri, pentru îngerii buni, a fost, a spune, secretul de care nu știa Satana, gestul crucii, iubirea manifestată față de ființele care nu-L cunoșteau, care îl urau și care nu-L ascultau. Dragostea jertfitoare este descoperirea supremă și sublimă a lui Dumnezeu, care trebuie să-ți vorbească. Uneori se spune acea întâmplare cu mămica aceea, cu fața afectată de focul care i-a provocat arsuri mari încercând să salveze fetița și când fetița a constatat că este mama ei și datorită ei trăiește, i-a spus că are cea mai frumoasă față. Fața lui Dumnezeu este aceeași, dar palmele lui, inima lui au fost străpunse. Și dacă gestul crucii nu ne vorbește și acest suprem act nu ne face să înțelegem ceva, putem trece toată veșnicia pe lângă Dumnezeu și să rămânem insensibili. Nu degeaba spuneam că îngerii sunt atrași de aceasta și i-a făcut să admire, să-i se închine cu pasiune lui Dumnezeu și să accepte numele Fiului lui Dumnezeu deasupra lor, pentru că ei așa ceva n-au făcut. Ei slujesc de mii de ani, dar niciunul nu s-a sacrificat. Iată ce spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, dovedind ceea ce
V-am spus, Ioan capitolul 8, versetul 28. Iisus deci le-a zis, este o nuanțare profetică, când veți înălța pe Fiul omului pe cruce, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Atunci o să vă dați seama. Asta nu pricepea ucenicii, ci numai de moarte să nu vorbească. Pentru că asta era dovada supremă. Vă spuneam și de îngeri, citesc capitolul 14 acum, versetele 30 și 31. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Dar vine, ascultați, pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici. Deci i s-a permis diavolului să-L atace pe Domnul Iisus Hristos la cruce și Domnul să dea jertfa supremă ca să cunoască lumea ce plănuise Tatăl cu Fiul pentru umanitate. Și Ioan, cel care a scris aceste cuvinte, le-a auzit personal de la Domnul, insistă în epistola sa, 1 Ioan capitolul 4. Citesc de la versetul 9 câteva fraze. 1 Ioan 4 cu 9, pagina 1201. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, nu de la asta a pornit relația noastră cu El, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Vă rog să sesizați că Ioan nici nu mai pune problema ca noi să iubim pe Dumnezeu. O vede asta ca ceva din oficiu. Și el se adresează unor oameni care spuneau pe Dumnezeu, îl iubim, cu aproapele era problema. După ce ne-a făcut Dumnezeu, ne-a motivat total. Dar motivația lui este suficient de mare ca, după ce îl cunoaștem pe el, să putem să iubim și pe alții. Ascultați ce scrie în continuare. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în el și că el rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul său. Asta e dovada relației noastre de dragoste cu El. Dumnezeu nu a dat numai mâna cu noi, nu doar ne trimite scrisori și păstrăm o relație de amiciție. Dumnezeu și-a statornicit Duhul în noi, ce putea mai mult să facă? Oamenii nu pot în prietenia lor să ajungă la un asemenea nivel de relație. Soțul cu soția devin una, dar rămân ființe distincte. Dar Domnul Iisus Hristos cu noi s-a contopit într-un mod inseparabil, a spune, trimițându-și Duhul Său în noi, Duhul Tatălui, ca relația dintre noi și El sau dintre El și noi, privind la felul în care a fost statornicită, să fie definitivă, să fie cu o bază și nu mai poate să anuleze existența reală acestei stări. Iată ce scrie și în 3 cu 24 pe aceeași pagină. Cine păzește poruncile lui rămâne în el și el în el și cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ne l-a dat. Asta e mare dovadă, să fie în noi Duhul lui Dumnezeu. Ne dă înțelegerea conștiinței lui Dumnezeu. Sau mă adaug din 4 cu 16 cele scrise. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Insist puțin pe permanentizarea comuniunii dintre Dumnezeu și noi. Dacă aceasta se stabilește și nu rămâne doar o relație de biserică, să-ți faci cruce când treci pe lângă un local sacru,
Îți pui un batic în cap să te rogi când vin adunare. Și în rest, să te gândești la de toate și la Dumnezeu atât de puțin. Duhul lui Dumnezeu nu rămâne nici măcar în curtea adunării, vine cu noi. S-a localizat în ființa noastră și asta ne păstrează în cea mai intimă relație cu El. Noi vorbim de cunoaștere. Vă rog să rețineți. Nici o relație nu poate face mai multe dezvăluiri decât o relație de iubire. O relație de prietenie te face să discuți cu prietenul tău foarte multe lucruri intime care nu le spui la oricine de pe stradă, la un vecin. Ceea ce discuți cu soția ta, cu soțul tău, nu poți discuți cu colegul tău. Spunea Domnul Iisus în Ioan 15, de la 12 la 15, voi sunteți prietenii mei și eu v-am făcut de cunoscut tot ce am de la Tatăl meu. Pentru că dragostea se dezvăluie pe sine, te descoperi în modul cel mai intim către celălalt. Nici nu poate avea cineva pretenția să-i se descopere Dumnezeu decât pe o fond de iubire. De exemplu, avem o relație comercială cu cineva. Bun, știi tot marfa ce are în depozit, îi spui ce te interesează pe tine, dar va veni omul să-ți destăinuie trăirile lui sufletești, că tu ai afaceri cu el? Puțin probabil și fără însemnătate. Dar într-o relație de iubire, treci dincolo de dimensiunile celelalte și spui stările sufletești, îți dezvălui planurile. Pe această bază, Dumnezeu, prin Duhul care l-a lăsat în noi, ne face descoperiri, ne avertizează, ne sesizează, ne descoperă planurile sale, ne păstrează aproape de El. Pe acest fond, pocăința și credința nu capătă o conotație de judecată. Dacă n-ar fi dragostea, vă rog să vă gândiți puțin, cum ar fi pocăința față de Dumnezeu și credința fără dragoste? Să fi aflat că dacă venim cu penitență, spunem, Doamne, să ne ierți și să nu ne trimiți în iad, cum se rugau demonii, să ne duci în rai, dar fără să fi fost dragoste. Cum ar arăta împărăția lui Dumnezeu fără dragoste? Dumnezeu să, printr-un decret așa la rece, fizic, să fi decis mântuirea noastră. Gata, vă iert, plătiți prețul, Domnul Hristos a achitat suma. Însă dragostea face ca pocăința și credința să se transforme într-un mod de viață plăcut. Să nu fie o trăire forțată, ci o ambianță, o beatitudine pe care lumea nu poate să o înțeleagă și să o cunoască. De aceea spunea Domnul, Duhul numai Sfinții îl primește și lumea nu înțelege. Pe acest fond se înțeleg chiar stările de martiraș pe care unii le-au suportat, stările de grele ispite pe care unii le îndură. Nu-i doar pocăința la mijloc și credința, e dragostea care te face să suferi, te poate împliniți, poate da biruință în tot ceea ce ai de făcut. Rămânând în această epistolă a lui Ioan, citesc câteva cuvinte despre rolul dragostei în relația noastră cu Dumnezeu ca efect al cunoașterii și al intimității, 1 Ioan 2, de la versetul 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Dar putem să luăm această expresie în mod corolar și să spunem, unde dragostea este desăvârșită, se păzesc poruncile. Depinde ce sens dăm expresiei noastre și discuției. Prin aceasta știm că suntem în el. De exemplu, o soție poate să asculte tot ceea ce îi spune soțul, pentru că dacă nu l-ascultă, să zicem că el este un om care va acționa cu represalii. Și ea, ca o femeie inteligentă, va spune, uite, îi fac moftul ăsta, îi îndeplinesc cererea cealaltă și o duc bine cu el. Dar cu cât este mai plăcut în familie, dacă soția va asculta de dorințele sau de cerințele soțului, din iubire, ea va fi împlinită. El nu va avea
o stare de cucerire a ei. Pentru că iubirea este suficientă ca relație ca să păstreze oricât de multe ființe împreună. Și le va face să trăiască în respect și ascultare reciprocă. Tot în Ioan rămân și vă citesc din Ioan 4, versetele 7 și 8. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește, el este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Vedeți cât de legată e dragostea de cunoaștere? Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci nu se poate să-L cunoști și să nu-ți vină să iubești, să nu fii determinat, atras, mai degrabă spus. Aici adaug pentru completare 1 Corinteni, capitolul 8, pagina 1118, unde este scris de la versetul 1. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm cu toții că avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Deci, însă și relațiile de adunare și perceperea atitudinilor noastre trebuie să fie marcată nu doar de o ascultare matematică sau necesară, ci de o ambianță a dragostei. Versetul 3. Dar dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Și Dumnezeu știe cu ce gând asculți, îi te supui și ce faci. Toate acestea spuneam că se vor continua în cer când uniunea noastră va fi desăvârșită și comuniunea noastră fără rezerve. Pentru asta se ruga Domnul Iisus în rugăciunea sa din Ioan 17. Dragii mei, nu știm cine rezolvă viitorul. Poate fi desprinși de cei dragi ai noștri. Avem noi o cântare pe care poate vom ajunge să o cântăm în mod real, chiar dacă ar fi să fiu răpus, purtat pe mâini străine. Ce-și dorea autorul? Să nu fie dezlipit de Dumnezeu, să nu se lase de Domnul. Poate problemele de sănătate sau prigoane în viitor ne vor dezlipi de avuțiile noastre materiale, poate de legătura frățească uneori. Va rămâne relația asta care nu poate fi zdruncinată de nicio formă de terorizare umană. Cum s-a spus despre unul din părinții biserici, când a fost mulți în societate și izolat și un altul care cunoștea sensul lucrurilor la creștini, a zis, ce ore de părtășie o să-i dai tu cu Dumnezeu în celulă? Îl izolezi undeva pe o insulă să nu mai vadă nici oameni. Atunci îl lași totalmente în părtășie cu Domnul. Îl omor atunci. Îl trimit să fie definitiv în comuniune cu Dumnezeu. Această părtășie cu Domnul este relația care trebuie să reziste oricăror situației. Iată ce spunea Domnul aici în Ioan 17, versetul 23. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că ai iubit cum ai iubit pe mine, Tată. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Deci, dragii mei, orice faceți, numai să nu vă strice relația cu Domnul. Asta n-are voie să fie ciuntită de nimic. Și dacă ar fi să ne despărțim de Domnul pentru vreun lucru pământesc, pentru vreo dispută cu cineva, am făcut cea mai mare greșeală. Asta ar însemna să-și retragă Dumnezeu Duhul de la noi și l-am cunoscut degeaba și relația noastră cu El s-ar întrerupe. Domnul să ne păzească de așa ceva. Cu asta s-a lăudat Domnul Iisus toată viața și Apostolul Pavel la rândul lui. A zis, Tatăl totdeauna e cu mine, că fac ce este plăcut, eu îl cunosc pe Tatăl, spunea, și știu ce vrea. Și a rămas până când pe cruce a exclamat pentru ce m-ai părăsit, dar apoi tot în mâinile Tatălui și-a dat Duhul. Încheiem aceste două idei din seara aceasta și vi le reamintesc. Cunoașterea Dumnezeu trebuie să provoace pocăință în om. Și în al doilea rând, cunoașterea Dumnezeu provoacă o relație de iubire. Te determină, vrând nevrând, te împinge, te atrage să rămâi cu El. Drept urmare, încheiem un legământ cu Dumnezeu. Și simplu de înțeles, relația de căsătorie este un exemplu. Este o taină.
E un simbol pentru relația noastră cu Domnul. Doi tineri, aș spune că se ochesc, își dau seama că își cred la fel, se simt atrași într-un mod irezistibil, până când vor spune că părăsesc părtășiile părinților, anturajul prietenilor și se unesc unul cu celălalt. Și unirea lor vor cunoaște cele mai intime dimensiuni. Ce au ei din punct de vedere material este de acum un tot unitar. Viața lor prin copii este legată într-un mod inseparabil. Dar totul s-a sfințit, aș spune, prin legământul căsniciei și relația noastră cu Domnul se constituie prin legământul pe care El l-a inițiat față de noi. Iată ce scrie în Evrei, capitolul 8, în direcția aceasta. Citesc de la versetul 10. Dar iată legământul pe care îl voi face o casa lui Israel. Versetul 11. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic la cel mai mare dintre ei. Și fiecare va avea cunoașterea lui particulară și permanentă cu Domnul, printr-un legământ. Este un har pe care l-a lăsat Dumnezeu, să ai tu părtășia ta acasă cu Domnul, să-L cunoști. Să-ți dea, cum scrie în Psalmul 119, dezvăluiri noaptea, să o iei înaintea zorilor, să ai o discuție privată cu El. Și iubirea aceasta reciprocă ne va duce în final, când vom scăpa de dimensiunea umană, la o taină care acum nu poate fi percepută. Pentru că se va împlini ceea ce scrie în 1 Corinteni, capitolul 15. Ceea ce ni se cere acum să fim o inimă, un suflet, un gând, e o cerință, e un ideal, uneori e doar o utopie. Dar faptul acesta va fi realizabil într-o zi. Îl vom cunoaște, vom fi cu el. Spunea un frate că într-o noapte a visat ceva despre răpire și printre alte amănunte, se făcea că fiecare a ajuns în cer cu cunoașterea lui, limitată, cum scrie în 1 Corinteni 13, cunoaște-mă în parte. Și era o curiozitate ieșită din comun. Și acum era sursă de cunoaștere totală. Și fiecare venea să întrebe pe tatăl cum este. Și chiar exista o expresie ce se pronunța din gură în gură, întrebăm pe tatăl. Și când explicau, nu ia pricepeau toți. Și întrucât era un consens absolut în idei, în conceptualizare, în manifestare, vă rog să vă gândiți ce ar însemna în casa dumneavoastră sau în adunarea noastră să putem cânta toți deodată cu aceeași pasiune în duh. Când se predică să avem toți aceeași înțelegere, să fie un amin la fel de perfect în toți. Cum ar fi acea cântare care să-i pătrundă pe toți până în profunzime? Și se închine în fața lui Dumnezeu ca la o comandă, ca niște oameni care au făcut repetiție, dar să o facă în mod absolut. Cunoașterea aceea deplină de atunci este o aspirație la care merită să lăsăm mintea liberă, să zboare spre acele culmi. Scrie aici, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 27. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele Domnului Iisus. Dar când zice că totul i-a fost supus, înțelege în afară de Cel ce i-a supus totul. Deci Tatăl este superior Fiului. Și când toate lucrurile vor fi supuse, când va fi un consens general, când toți vor face în înțelegere, în ascultare, atunci și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Cunoaștere deplină, împlinire deplină. Doamne, fie harul Tău peste noi încă de acum. Iată deci la ce suntem chemați și cu ce orizont se deschide spre noi Dumnezeu și se va desăvârși totul în împărăția Sa, slăvit să fie Domnul. Amin.